În ultimii 5 ani a câștigat de 3 ori medalia de bronz. Este vorba de antrenorul echipei Petrocuba Hânceș, Lilian Popescu, pe care îl salut. Bună seara! Bună seara! Domnule Popescu, Petrocuba a revenit în divizia națională în 2015, dar s-a clasat pe podium în ultimele 2 sezoane. A fost dificil de creat o echipă competitivă? În primul rând, nu cred că a fost prea dificil, pentru că s-a lucrat bine la selecție. Am înscălit niște jucători care le știam potențialul și era nevoie de timp. Și cred că până la urmă noi am reușit pas cu pas, dar campionatul a fost curt, primul campionat din tur de tur. Și până la urmă ne-a reușit, dar cu puțin succes, dacă ne aduce aminte de ultima etapă, ceea ce contează de anul competitiv 2018. Dar pe parcursul lui am înfruntat, ne-am complicat, dacă ne aducem aminte istoria cu plecarea fotbaliștilor la Șerif, dar până la urmă am reușit să creăm o familie care până la urmă și a dat și rezultat. Ați creat familie și la alte formații. De exemplu, ați pregătit echipe mici care de fiecare dată puneau probleme echipelor mari. Aici mă gândesc la același Costuleni, Nistru Otace, Veres, acum Petrocuba. Cheia succesului este disciplina în primul rând sau există și alți factori? Pentru mine, în primul rând, cred că cel mai important punct, da, din toate acestea care le-am menționat, este de a crea o atmosferă caldă, dacă să numim o familie, unde nu au valoare numai calitățile fotbalistului, dar și calitățile omenești, în primul rând. Într-a doilea rând, după părerea mea, e foarte important ca antrenorul să aibă principiile lui, să le cunoască el în primul rând și să echipa să poată prinde aceste principii, să fie înțeles și să le realizeze în teren. Disciplina, evident, este cheile și munca, dăruința la maximum este cheile și succesul, după părerea mea. Și anul curent ați reușit performanța să bateți de 2 ori Șeriful. V-ați așteptat să câștigați de 2 ori în fața lui Șerif, echipă care, iată, a câștigat de cele mai multe ori titlul în Europa în secolul 21. Da, într-adevăr, ne-a reușit această performanță. Toată vremea le spuneam la băieți că ei sunt gata să bată orice echipă. Cred că cel mai mare adversar eram noi însuși. Și de multe ori ne-a reușit, pentru că am demonstrat și meciuri frumoase și tot cu Melsami și cu Șerif. Și pentru mine nu a fost o surpriză. Pentru că știu că dacă ești disciplinat, dacă te dai rol la maxim, mai devreme, mai târziu, o să obții succesul. Și după aceste succese, veneau și înfrângeri surprinzătoare. De exemplu, cu Dinamo Auto. Și vreau să vă întreb cum vă consolați după înfrângeri. De câte am înțeles, după înfrângeri, doriți să fiți mai mult singur. Da, este un mod al meu, dacă pot să-l numesc așa, pentru că am nevoie de liniște, am nevoie de singurătate, de o claritate, de analiză, de a găsi punctele slabe, punctele forte, ce ne-a reușit din planul, din strategie care la un meci l-am planificat și de făcut o analiză și cred că pentru mine e ok, un mod care am nevoie de liniște. La meci nu sunteți deloc liniștit, sunteți cunoscut ca un antrenor emotiv. Recent ați împlinit vârsta de 45 de ani și jucătorii v-au făcut un cadou, un stigător. Cum ați reacționat? Da, a fost o surpriză plăcută cu ardei, dacă pot să spun iute, dar bravo băieților, nu am fost supărat, ei mă cunosc, practic lucrăm de un an jumătate. Pentru mine a fost o surpriză plăcută. E un lucru care eu l-am apreciat. Un jucător celebru a declarat că nu vrea să devină antrenor pentru că l-a văzut pe Maurizio Sarri, actualul tehnician al Chelsea, că fumează 5 pachete pe zi. Dumneavoastră, câte pachete pe zi fumați? Nu sunt tare departe de Sarri, dar mai puțin. 2-3 în ziua meciului, cred că ajung și la 3-3 jumate. Da, e un lucru nu prea sănătos, nu prea bun, dar este ce este, pentru că mi-aduce o plăcere, nu fac reclamă la țigări, este un mod, un stil de lucru și așa mai departe, dar sper pe viitor că
cumva treaba asta de clarificat. Dacă eu v-am văzut înainte de meci, fumați foarte mult, normal că sunt emoții la, ca și la fiecare jucător. Dar apropo de sare, dumneavoastră mi-ați spus că la ora actuală vă place stilul de joc pe care îl practică Chelsea și Liverpool. De ce preferați stilul acestor echipe? În primul rând, demonstrează un joc foarte rapid. Au o viteză de pasare a balonului extraordinară. La fazele de tranziție sunt foarte repede, trec mijlocul terenului. Adică și Liverpool, și City. Și eu cred că avem cheile acestea, aduc și succesul. Și vedem că și Sarri și Klopp fac practic echipe din, să spunem, nu top, dar Sarri, Klopp a făcut o echipă bună și la Dortmund, Sarri la Napoli, cu practic fără nume mari, tot o echipă pe unde s-a luptat până la urmă pentru titlul cu Juventus. Și cred că cheia lor, cheia succesului lor e că reușesc să le impună fotbaliștilor ceea ce își doresc și să vede și desenul care e creat de acești doi antrenori, după părerea mea, cei mai buni, unii din cei mai buni. Iar dumneavoastră preferați ca echipele pe care le pregătiți să joace un 3-4-3. Cine v-a influențat această tactică? Această tactică pentru prima dată am încercat la Veres, pentru că era ceva, avem probleme cu începutul atacurilor. Și patru fundași, după părerea mea, e mult mai complicat să ieși din apărare, luând în considerație și maestria individuală, și calitățile fotbaliștilor. Și am ajuns pas cu pas la schema aceasta, care m-a impresionat. Pe urmă am văzut, a trecut și Conte, când era la Juventus și la Naționala Italia, acum tot mai multe echipe practică, dar totuși mă bazez pentru că avem puțini fundași de calitate superioară și în trei fundași cred că este mai practic, mai ușor de a juca. Mai multe șanse de dublaj, de așezarea în teren, de scheme, de varietăți și așa mai. Am observat că unii antrenori din Moldova au superstiții. De exemplu, autocarul să meargă doar înainte și nu în spate. Dumneavoastră aveți superstiții? Da, sunt care nu prea vreau să le dau, dar cred că fiecare om crede în ceva și are superstițiile lui, dar nu cred că ele influențează, pentru că nu întotdeauna, chiar dacă faci tot corect după superstițiile tale, vinci și invers. Nu știu, ai făcut să pare că e ceva nenormal și echipa învinge. E important, cred că, mobilizarea, liniștea, concentrația, sunt mult mai importante ca superstiție. Până la urmă, fiecare om crede în ceea ce vrea să crede. Aseară, la ceremonia de premiere, ați venit cu fetiță de 6 ani, sunteți tata trei copii, două fetițe și un băiețel. Cum e să fii tata trei copii? În primul rând, foarte puțin timp în dedic familiei, pentru că profesia de antrenor e complicat pentru o familie, să spunem, normală, pentru că mai mult se ocupă soția de aceste lucruri, dar după părerea mea, tata trebuie să fie un model, sarcina principală de a educa copiii. Și noi punem mult accent pe educația copiilor. Practic toți trei fac sport. Cea mai mică face și balet și not. Băiatul la polo pe apă. Cea mai mare deja e studentă în România, a practicat și ea volei. Adică, vrei nu vrei, sângele apă nu se face. Da. Și mai ales că au un tată cu care poți să mândrească, pentru că în calitate de jucător aveți mai multe trofee, ca să zic așa, un palmares mai bogat. Ați câștigat de două ori Cupa Moldovei cu Nistru Otaș și Șerif Tiraspol. De trei ori ați fost vicecampion al Moldovei cu Nistru Otaș. Vă este dor de perioada de la Nistru Otaș? Da, într-adevăr, nu numai de perioada Nistru Otaș. Cred că pentru un fotbalist care a finisat cariera, e cel mai frumos an în anii unde se joacă fotbal. Am avut echipe și mai bine am fost și în deplasări, în deplasare.
Cred că cea mai frumoasă perioadă este pentru un jucător atunci când joacă. Din păcate, noi nu prețuim atunci când jucăm, dar când finisesc cu fotbal, când îți aduci aminte cu multă căldură, îți aduci aminte de mulți prieteni, de oameni care au fost, care te-au ajutat zi de zi și cred că este cel mai minunat moment. Și mai ales că cariera de jucător e foarte scurtă. Ca antrenor poți să devii până la 70 ceva de ani. Lucescu, 73 în continuare, selecționerul turce. E mult mai greu să fii antrenor? Da, pentru că, în primul rând, e mai simplu când răspunzi ca jucător de, singur de tine. Adică ce faci tu în teren, ai sarcinile tale. Profesia de antrenor e mai complicată, dar totuși e și mai interesantă. Sunt 25 ori 27 de caractere. E foarte important comunicarea. E foarte important pentru antrenor să fie înțeles, ca să-și realizeze ideile lui în teren. Cineva merge pe mâna ta, cineva nu-i place, pentru că asta e și normal. Nu este de prins să joace alt fotbal. Și toate acestea, până la urmă, sunt momente care trebuie să treacă antrenorul. Cei care le reușesc ajung departe, cei care nu, din păcate, stau pe locuri, se opresc și așa mai departe. Sâmbătă s-a încheiat sezonul, urmează pauza. Ce obiective aveți pentru sezonul viitor? Ce trebuie să facem, în opinia dumneavoastră, ca echipele noastre să evolueze mai bine în cupele europene? Pentru că, iată, a doua sezon în divizia națională s-a evoluat la alt sistem. Primăvară-toamnă. S-a încercat ca să ajute și echipele noastre să evolueze mai bine în cupele europene și să aibă o stabilitate. La Petrocup s-a întâmplat ce ați menționat, au plecat 5 jucători, au revenit la Șerif. E nevoie, în primul rând, de stabilitate sau sunt și alți factori? E și normal că e nevoie de stabilitate. După părerea mea, totuși s-a mizat mai mult pe participarea echipelor în cupele europene, ca să fie în stare competitivă, să iasă la maximum. Dar, până la urmă, aceasta nu a dat roadă. Nu știu, eu cred că mai avem nevoie de puțin timp și atunci vom putea da clar răspuns la această întrebare. Era normal sistemul primăvară-toamnă, ori toamnă-primăvară, dar totuși, până la urmă, eu cred că foarte mult depinde de momentul psihologic în cupele europene, pentru că eu sper pentru noi a fost o lecție care avem numai de câștigat după aceasta, pentru că noi nu suntem în primul mulți jucători care n-au participat niciodată în cupele europene. Vrei tu, nu vrei, emoții te iau pe înainte. Și pentru noi asta a fost o lecție care eu sper să ne dă roade și foarte mult Dumnezeu că anul acesta care vine să trecem măcar un round în Liga Europei. Da, și apropo de sistemul nou, al doilea sezon care se joacă în divizia națională, a fost și lucruri benefice, cum ar fi s-a jucat toate meciurile pe gazon natural, bine, excepția a făcut ultima etapă pentru că a nins, și la Hâncești s-a jucat în nocturn, stadionul de fiecare dată era practic plin și asta ajută și jucătorii să presteze un fotbal mai bun. Fără îndoială, pentru că fotbalul se joacă pentru spectator și fotbaliștii foarte mult simt susținerea spectatorilor, răsuflarea lor. Au fost meciuri când era stadionul arhiplin la Hâncești. Mult a contat și ajutorul Federației de Fotbal cu iluminarea. E foarte frumos să joci seara pentru Hâncești. A fost ceva un know-how. Acum vin la meci și bătrânii și cu copiii, și, adică diferite vârste. Și cred că mult ne ajută acest lucru, pentru că au început și copiii la școlile de fotbal, mă refer la copiii, la juniori în Hâncești. Toate lucrurile acestea duc la propaganda fotbalului, la ce înseamnă propaganda fotbalului, mod sănătos de viață. Chiar dacă nu vor fi fotbaliști, vor fi suporteri, vor fi un corp sănătos până la urmă. Au toți de la câștigat și vreau să mulțumesc și primăriei că în frunte cu domnul Botnar, care foarte mult s-a investit în teren foarte mult și cred că avem unul din cele mai bune terenuri la ziua de azi în Moldova. Și tot acestea sunt cheile, dacă pot să mă exprim, a frumuseții fotbalului. Da, pentru că fotbal se joacă pentru spectatori, iar când vii la meci și vin 10 spectatori, 50 spectatori,
Asta cum ai plecat la un teatru unde joacă artiștii, fac un teatru și sala este, sunt doi spectatori. Și nu mai pui suflet. Nu mai bagi, nu pui suflet, nu numai suflet, nu prin starea ta ca fotbalist, ca de adrenalină, de emoție. Se marchează un gol, ai scăpat un gol, ai susținerea suporterului, cu toate aceste lucruri foarte mult influențează. Cu siguranță. Și o ultimă întrebare, ați pomenit de familia Petrocub. Sunt jucători care vor bate pentru cei mai buni în anul curent în țară. Dumneavoastră veți candida pentru titlul de cel mai bun antrenor, titlul pe care l-ați câștigat în 2014 când erați la Veres. De exemplu, Dumitru Cealiadnic a avut niște parade excepționale în acest sezon, va candida pentru titlul de cel mai bun portar. Vladimir Ambros îi se va oferi un titlu, cel mai bun golgeter al campionatului, cu 12 goluri, poate se va bate și pentru cel mai bun atacant. Pe cine din jucătorii dumneavoastră îi vedeți să urce pe podium la titlul de cei mai buni? Pentru mine este foarte important în cadrul echipei ca fotbalistul să crească treptat, pas cu pas, zi de zi. Și sunt mândri de acești băieți pe care i-a sumit. Pentru că de la început nu s-au afirmat ca fotbaliști extraordinari, dar până la urmă, pas cu pas, au început să crească tot același. Dima Cealiadnic, tot același Victor Mudrac, tot același Ambros, pot să mai dau nume, Bejan, Cojocar, Pătrânic, pas cu pas, toți cresc. Și nu cred că este foarte important pentru familia Petrocub câți jucători vor fi. Pentru mine e important ca acești jucători pe viitor să bată în ușă la poarta, la ușa națională. Avem jucători care sunt la selecționata olimpică, la U21, mă refer la Cojocar, mă refer la Vladislav Slivka, este Coșcodan. Noi, în primul rând, ne basăm pe jucătorii tineri, pentru că nu avem posibilitățile să preiam ceea ce ne trebuiește, luând în considerat și bugetul, dar ca ok este succesul de a găsi mulți jucători tineri din Moldova. Nu vreau să dau numele, dar sunt fericit că am mai găsit vreo doi jucători din 2001-2000, vor fi preconizați de noi, conduși și să luăm cantonamente, dar totuși eu cred că acești și Ambros și Cealiadnic merită să fie, nu știu, golgeter. Cealiadnic cred că e unul din cel mai bun la momentul de față portar din campionatul Moldovei. Da, am văzut ce parade a făcut în ultima etapă cu Zimbru. Domnule Popescu, mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune. Plăcere.